Aștepta bucureștenii pentru a avea apă caldă și căldură la parametrii normali. De ani de zile nu s-a mai făcut nimic la sistemul de termoficare din capitală. Primarul general al capitalei face declarații pe acest subiect chiar în acest moment. La două centrale, Progresul și Grozăvești, dacă acest tronson este bun, este posibil ca prin intermediul lui, în moment de avarii, să duci agentul termic de la una din centrale în cartier. În momentul ăsta asta nu e posibil. De asemenea, zonele pe care le vedeți marcate aici cu albastru sunt esențiale pentru ceea ce vrem să facem începând de anul viitor, zonele pe care le vedeți cu roșu și pentru care avem finanțare europeană de 300 de milioane. Pentru că nu poți să oprești serviciul de termoficare, pentru că oamenii au nevoie firesc de apă caldă și căldură, atunci trebuie să respecti un calendar și pentru ca să putem să începem lucrările pentru care avem alocați bani europeni, este necesar, așa au stabilit specialiștii, să facem aceste zone cu albastru. Vă mai aduc aminte că pe partea financiară am obținut cei 300 de milioane, am semnat contract pentru cei 300 de milioane de eurobani europeni. Avem promisiunea guvernului pentru încă 200 de milioane de eurobani din PNRR și guvernul ne-a mai dat 320 de milioane de lei la sfârșitul lui decembrie. Vă mai aduc aminte de intenția noastră de a prelua Elcen, de a fuziona aceste două companii și astfel să avem un unic responsabil pentru tot ce înseamnă sistem de termoficare în București și producție și distribuție. Vă mai aduc aminte că prin acei 320 de milioane, în momentul în care Elcen va ieși din insolvență, este foarte aproape și în felul ăsta putem și pe Elcen să accesăm bani europeni pentru centrale mai performante. Cam asta este situația sistemului de termoficare în momentul de față. Care este valoarea lucrărilor de aici și din ce bani va fi plătită lucrarea? Valoarea totală a lucrărilor pe cele 5 segmente pe care vi le-am arătat, cele 5 segmente albastre, este de 300 de milioane de lei, care sunt prevăzute a fi finanțați din bugetul local. După cum știți, acești bani nu există în momentul de față. Urmează să avem bugetul național și apoi bugetul local și modalitatea prin care noi vrem să ieșim din acest blocaj financiar în care primăria capitalei este de 2 ani, este să punem datoriile în bugetul de 2021 și tot ce înseamnă investiție nouă, inclusiv aceasta, să fie finanțată din credite. Pentru asta avem nevoie ca guvernul să ne extindă limita de creditare. Când au termen cele 5 tronsoane să fie gata? Vrem ca toate cele 5 tronsoane să fie gata anul acesta, pentru ca să putem să începem din primăvara anului viitor tronsoanele pe care le vedeți cu roșu, care sunt pe bani europeni. La ce pot aștepta cetățenii exact în ceea ce privește lucrările? Întrerupere ale agentului termic, pe cât timp, în ce grad va fi afectat efectiv consumul zilnic? După cum ați văzut pe șantier, aici s-au montat niște conducte mai subțiri, care sunt provizorii, oamenii tehnici ne numesc provizorate, prin care serviciul este menținut în continuare, astfel încât să se poată opri furnizarea, adică să nu se folosească conductele mari pe care se transportă agentul termic. Deci, în principiu, mai puțin niște întreruperi de câteva ore nu este cazul să se întâmple. În schimb, când o să fie vorba... Primarul general al capitalei, Nicu Șordan, cu detalii despre unele reparații ce vor fi făcute la sistemul de termoficare din capitală, vorbește inclusiv despre o finanțare europeană de aproape 300 de milioane de euro, reparații care vor începe undeva în acest an pe 5 segmente. E vorba mai exact de o zonă din sectorul 5.